Давай снега батинку дежди. Так, кто прием? Я прием. Ксигал. Да, мы гадаем, к Арфинг прикольно, да, кит. Я ну врез распондал антребаре, допил, да, пил с факт за счет жмени. Чи не фос примата драгости? Да, я у нас по номере, да, фос то фату, кари, но и амбием ще под своим прионе, ще амбием придут вирджинтетен прионе. Ще я кред, каса и тали найс. Ще кред, каса фос прима драгости. Ламинила градиница. Е, па ма вучу окрас. Кстина. Ладно, мил кима Корина, по наму, кауч много сейчас, да без Корина, потом мога сейчас тут. Я ну цминти не шкума рад, я. Да, я цминти керам тарен, драгостин транс. Шпишей. Мой там лу. Да че с факен кала градниц. Ууу. Ди лашини сау, ди унде е афлат, кум се фа копии? Eu, de exemplu, nu pot să spun întrebarea, dacă stau să mă gândesc, chiar nu țin minte de unde am aflat, cum se fac copii. Băi, întrebarea asta e... A venit așa cumva, știi? De unde am aflat ce înseamnă sex sau de unde am aflat cum se fac copiii? Pentru că copiii am aflat cum se fac la biologie, dar sex am aflat din porno discuri pe care le-am găsit la soarme în dulap. Casete n-ai prins atunci? Târziu ai ajuns tu la porno, înseamnă? Nu, soarme avea cum prostări de vreme. Dar și eu târziu, da, eu târziu, eu cât aveam? 12 sau 11 ani. Când eu am înțeles că există sex, dar nici mi-a părut că asta e rău. De ce ți-a părut că e rău? Pentru că mă uitam în pornografie și aia și femeia și aia striga. Și eu am zis că e palihodul, îi face rău. Dar copiii la biologie, în clasa, că zic acolo, nouă, cât a sunat. Dar cum se fac copiii? Eu până mă iau. Ei, hai, uite, băi. Cum a fost prima discuție cu părinții despre schimbările prin care trece corpul nostru în adolescență? Eu cred că noi nu prea avem așa discuții ca băieți, că la noi cam nică nu se schimbă, noi nici nu observăm. Stai, tu n-ai avut sasași în flight când erai mali? Nu. Când la tine în pubertate se înflă sasași la mâjiși. Ei, da. Care se numește asta? Eu ești mai mult în băs decât în mine. Dar și nu ții, băi, mine mă nervau că s-au înflat, eu mă temeam că ceva sunt la Iureanc. Nu ți minte. Cum ai făcut rost de primul prezervativ pe care planificai să-l folosești? Am dus la farmacie și l-am cumpărat. Ei, da, serios, e că așa te-ai dus, fără rușine, fără... Cu rușine, dar și rușinoasă asta, iau. La noi, profa de biologie era mega curtaia. Ea nu ne-a explicat că, văpșe, oamenii printr-o nouă trebuie să aibă niște prezervativi la dânsii, că nu se știe niciodată. Și eu cumva, e ne-a normalizat ideea că, băi, asta e tipa ca și cum ai avea, nu știu, hold la telefon pe telefon. Știu precis că emoția nu era, tipa, gen, aia dați-mi o pâine, dar nu țin minte mai departe decât asta. Mi-a fost mai shameful, eu vorbeam cu un prieten tare bun și spuneam, băi, dacă mă tind cu vine ziua asta, că noi cu prietena mea o să trebuiască să folosim chestia asta și eu tare mă temeam să mă duc la farmacie. Și cumva el s-a dus, a luat, nu l-a dat și gata, easy. Cum ai aflat ce e menstruația, dar cum ai fi preferat să afli? Eu cred că ideea despre asta avem încă din școală. Toți colegii de clasă probabil la un moment dat vorbeau despre asta, dar cred că numai când chiar am înțeles și asta și mai departe, a fost iarăși cu primul meu prieten, prima dragoste. Și îți dai seama, blin, petreci așa mult timp împreună, ți-e interesant, mai afli. Câți ani aveai când ai descoperit pornografia? Plus minus 11 sau 12 ani. Eu cred că tot așa, plus minus, poate tot așa vreo 10-11. Dar mă aveam comp și era și internet atunci, de-am prin telefon. Tu de-am concret, nu te-ai uitat, puteai să alegi. Tic, și vine acasă un bil de pasta de 1000 de lei și nu înțelegeai de unde, zici că opa! Ce metode de contracepție preferi? Pull out. Ce? Când îl scoți și... Da, cea mai sigură, malăieț. Dar eu tot o prefer pe dânsa. În UK am avut o prietenă care prima dată și-am aflat de chestia asta, e un fel de implant cu sterilet. Hormon. Da, sterilet. Nu, nu sterilet. Sterletul se implantează în vagină, nu așa, în uter. Dar este un implant care spune sub piele. În Europa se folosește, în UK el dă gratis, în general, de la 16 ani poți să-l iei gratis, fără acordul părinților. Și am înțeles că e foarte safe, 99% e... De el, sub piele și el. E că așa, e un implant ca un băț așa micuț, okay. Din silicon. Standard, prezervativ, altceva și poți să mai faci, nu poți, nu știi niciodată până la urmă. Băi, ar fi cred că o chestie, știi, la un moment dat, poate chiar să ai tu pe el, nu știu, să share persoanei, cacoită... Ai avut?
Da, așa de quest. Nu, nu am avut, da, eu cred că sunt comunist în sensul ăsta, nu aș putea să fac așa ceva, cumva în ersie. Seriu, certificat despre analize? Da, da. Ca tare, aducând discuția până la punctul ăsta, ar fi normal ca fiecare să facă controlele de astea, măcar odată la jumătate de an. Păi corect, asta eu sunt de acord, asta eu chiar sunt de acord, dar chiar să vii cu certificatul de, nu știi, visele umede. Ți-a explicat cineva ce sale? Tot timpul am intuit și asta. Nu, eu cred că asta sunt visuri erotice, dacă asta nu e corect, atunci eu sunt mare loc de 31 de ani. Eu nu cred că cineva ne-a explicat vreodată. Și timpul am auzit expresia asta folosită în context și dacă asta nu înseamnă visuri erotice, atunci asta e ceva foarte aproape de visuri erotice. Insist să folosim prezervativ pentru că nu ai încredere în mine. Băi, e deranjant pentru că eu am fost omul care am spus chestia asta și înțeleg reacția urmat care a urmat nu a fost tare pozitivă. Adică cumva situația aceea în care eu am fost mujicul ăsta care a spus asta ne-a dat o lecție că tipa băi nu trebuie de spus așa chestii. Ai văzut cum e îmbrăcată? Normal că o să fluieri bărbații pe stradă. Eu nu cred că să spui asta, ok? Mie îmi pare asta foarte frustrant. Adică tu ca femeie vrei să arăți frumos în primul rând pentru tine, nu că este șuieri alții. Eu cred, pentru că noi nu pățăm chestia asta, dar eu cred că prima senzație care poți să ai e că is that all I'm worth? Adică asta e tot ce eu prezint. Știu că e frustrant, am mai vorbit cu fete despre chestia asta și știu că nu-i plăcut deloc. Dacă mă iubești, culcă-te cu mine. Asta e cea mai tipă afirmație pe care am auzit-o vreodată. Eu am auzit-o numai în contextul în care cineva care o spunea era un om destul de manipulator. Care roci, asta e manipulare tupărâle. Eu sunt de acord. Eu nici nu-mi imaginez. Eu în primul rând mă bucur că nu cunosc oameni care ar face chestia asta. Adică nu știu dacă eu pot să mă gândesc la un om care ar spune chestia asta. Dacă mă iubește, hai culcă-te cu mine. Adică pentru mine asta trebuie să întâmple, nu știu, sau fără cuvinte, așa să ducă prin emoții, prin vibe, știi, să ajungă la momentul ăsta, sau dacă e un om care e chestia asta mult mai în serios, să discutați și să vedeți care sunt limitele și așa mai departe. Dar nu-mi imaginez să aud chestii genul ăsta. Presupun că se întâmplă mult dacă da, da, asta se întâmplă tare de azi și eu știu tot fel de situații de genul ăsta și bleh, pe mine mă scoate din sărit huineaua asta. Condiția impusă într-o relație de afecțiune, asta deja înseamnă toxicitate, bleh, căroci, orice numai în o relație sănătoasă.